Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut în 23 februarie, ești înzestrată cu o combinație ciudată de sensibilitate și emoționalitate caracteristice peștilor și raționalitate legată de numărul 23. Ești interesată de ocultism și metafizică, deși bunul simț este adăugat hobby-ului neobișnuit și mistic. Comunici cu ușurință și cu plăcere, pentru că ai ceva de spus, în plus, știi cum să asculți, oferi de obicei altora nu numai ideile tale, ci și pe tine însăți ca alternativă la alți solicitanți, considerând candidatura ta drept cea mai potrivită opțiune, tu rezolvi adesea problemele legate de mutarea lucrurilor în direcția corectă, foarte convinsă că ești pe deplin capabilă să faci față unui anumit loc de muncă, indiferent cât de dificil este. Vei fi printre primii care vor să se intereseze de deschiderea locului de muncă și vei face totul pentru a ocupa locul vacant. Cu toate acestea, ești destul de corectă în raport cu concurenții. Ești capabilă să-ți extinzi cu ușurință sfera de activitate. Tu folosești fiecare ocazie pentru a obține aprobarea altora. Argumentele tale sunt întotdeauna foarte convingătoare și, uneori, sună ca sfaturi rară ori încerci să-ți dovedești punctul de vedere. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, poezie, versatilitate, diligență, tandrețe, talent, liniște, compasiune. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor, planeta ta în exil este Mercur, lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente, Universul te-a înzestrat cu o sensibilitate și o subtilitate rare, iar numărul 23 îți dă o anumită raționalitate și pragmatism, ești interesată de misticism și de toate celelalte? Dar în atitudinea ta există puțin scepticism, ești un mare vorbitor și un ascultător minunat, atent, ești foarte creativă, dotată cu talentul de actor, cel muzical, artistic și plastic, ești realistă și ești capabilă să iei în considerare situația în cele mai mici detalii, cu toate acestea, se întâmplă adesea ca realismul tău să se dovedească a fi pesimist, având în vedere acest lucru. Este important ca persoanele în vârstă să se ferească de eleganță și amărăciune. Aspectele neplăcute ale caracterului tău îi resping pe alții, deci ți se recomandă să distribui cu atenție forțele pentru a evita singurătatea și depresia. În plus, trebuie să te ferești în mod special de dorința de autodepreciere. Tu stai ferm pe picioare și nu te vei îndemna niciodată de plăcerile nebune ale vieții luxoase deoarece ești practică și adesea întâmpini dificultăți, prefer să folosești experiența pentru a te pregăti pentru posibile dificultăți în viitor. Unul dintre motivele succesului tău este, pe lângă pragmatism, o intuiție inconfundabilă, adică determinarea celui mai convenabil moment de acțiune și capacitatea de a te opri la timp. De obicei, rezolvi perfect corect o dilemă existentă, direcționând astfel viața ta în direcția cea bună și acceptând legile inevitabilității. Când te îndepărtezi de calea planificată, te întorci rareori ori la ea și pur și simplu alegi altă cale. Astfel, ești semnificativ diferită de cei care au implementat unele dintre ideile lor și nu pot face nimic altceva. Adesă, tu sau subordonații tăi pot găsi o alternativă la un impas. În viața privată, ar trebui să-ți asculți inima și să nu devii responsabilă. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este hipersensibilă, fermecătoare, artistică, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsată de apărare. Feminitatea și zlăbiciunea reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 23 februarie soartata? ta? Ai o mulțime de idei despre cum să obții succes? și să redistribui tuturor. Și dacă participi la orice selecție, te consideri cel mai potrivit candidat pentru poziția alasă și ești încrezătoare în victoria ta, ești bine cunoscut în modul cel mai bun de a desfășura diverse afaceri, dacă ești încrezătoare în abilitățile tale și știi că munca se va face cât mai bine, indiferentă de complexitatea sa, atunci tu vei fi printre primii din lista solicitanților. Vei depune toate eforturile pentru a obține acest post, cu toate acestea, nu ești ostilă față de concurent și îți păstrezi politețea în ceea ce privește tratarea acestora. Ai o gamă largă de interese și, uneori, invadezi imperceptibil teritoriul străin, ești foarte dependentă de opiniile altora și încerci să obții aprobarea celorlalți, ești logică, nu vei refuza și nu este ușor să se certe cineva cu tine deoarece ai răspunsuri de gata pentru tot, dar dacă nu ești sigură că ai dreptate, atunci nu vei putea să te opui. Ești destul de realistă și ești în mod corespunzător potrivită pentru rezolvarea problemelor, având în vedere cele mai mici detalii. La o vârstă mai târzie, această trăsătură a caracterului tău poate da fără probleme în pesimism, prin urmare, trebuie să fii atentă să nu transformi în sugrmări toate nemulțumirile. Trăsăturile negative ale caracterului tău influențează comunicarea ta cu oamenii și, pentru a nu fi lăsată singură, trebuie să fii mai interesată de viața altor oameni și să manifeste interes pentru activitățile lor. Ești profund străină de lux și de extravaganță. Chiar dacă nu ai nevoie de nimic, aruncarea banilor pe fereastră este contrară principiilor tale. Originile naturii tale practice se află într-o copilărie adâncă, care nu se distinge prin lipsuri clare, dar care și-a lăsat amprenta asupra sufletului tău pentru tot restul vieții, care ar fi situația ta financiară, ai întotdeauna o rezervă de urgență în caz de probleme în viitor. În acest sens, lucrurile sunt folosite de obicei multă timp, iar altele noi sunt cumpărate numai dacă cele vechi au intrat într-o stare de incomoditate totală. Intuiția ta frapantă te ajută în determinarea momentului potrivit pentru acțiune, iar cel de-al șaselea simț extrem de dezvoltat, care îți spune în mod incontestabil când să te oprești, te conduce la succes, tu rezolvi orice problemă care apare în viața ta în modul cel mai acceptabil, alegând cea mai sigură cale a tot ceea ce este disponibil. Dacă există eșecuri în planul tău, tu nu încerci să-l corectezi ci pur și simplu continui cu planul B, toate opțiunile de rezervă sunt considerate de tine în avans și sunt amânate pentru un moment critic. În ceea ce privește viața personală, trebuie să asculți numai inima și să nu fii ghidată de calcule reci, trebuie să încerci să fii mai deschisă și să împărtășești gândurile și emoțiile tale cu alții, fără a uita să te interesezi de opiniile interlocutorilor tăi. Aceste lucruri te va ajuta să îți faci mai mulți prieteni și să nu te simți singură. Este necesar să înțelegi că este mai interesant ca o persoană să nu vorbească ci să asculte, de aceea este necesar să le permiți altora să vorbească. Ei își vor ușura sufletul și mai târziu vor comunica de bună voie cu tine. Dragoste și compatibilitate În relații strânse, ești generoasă, pasională și preferi un parteneriat pe termen lung. Cu toate acestea, ai nevoie de o persoană care să-ți împărtășească interesele nu numai ca iubit, ci și ca prieten. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu poți împinge activ nu numai ideile tale, ci și pe tine însă îți, datorită acestei energii, de obicei îți găsești rapid un loc de muncă. Nu eziți să te oferi, să iei inițiativa și să-ți dovedești în mod activ avantajele față de ceilalți candidați. Poate că această calitate se datorează raționalității, a proprietăților magice ale numărului 23. După ce te-ai stabilit pe munca alasă, îți extinzi rapid responsabilitățile profesionale, trecând în sus pe scara carierei. Aprobarea celorlalți și a colegilor pentru tine este extrem de importantă. Competențele literare și de actorie, talentul în pictură, muzică și dans îți permit să devii scriitor sau artist, s-ar putea să reușești ca un patron generos, poți fi un istoric de arte excelent sau, de exemplu, un filantrop, ar trebui să încerci să găsești mai puține greșeli în munca altora și să fii mai puțin furioasă pentru a-ți menține starea bună sub control, dacă îi împingi prea mult pe ceilalți. Vei speria repede pe toți cei din jurul tău și vei rămâne singură, ceea ce va duce întotdeauna la depresie severă. De asemenea, ar trebui să te abții de la prejudecăți excesive pentru tine însăți, altfel aceasta poate duce la autodistrugere și cu siguranță nu va permite să creezi ceva pozitiv. Sănătate și boli, lucrezi în forță, la fel ca și orice muncitor real, și de aceea suferi adesea de supra-solicitare. Trebuie să alternezi în mod competent perioadele de muncă și odihnă. Un somn adânc și profund este foarte important pentru tine, deci ar trebui să acorzi o atenție deosebită de sainului dormitorului tău. Cursuri de relaxare și masaj terapeutic sunt mai multe decât binevenite. Ești un bucătar priceput? ale cărui talent îți permis să faci experimente îndrăznețe în alimentație și să inventezi combinații de gusturi și noi feluri de mâncare. Dar ar trebui să te ferești de supraalimentare, limitând cantitatea de grăsim din dieta ta. În ceea ce privește încărcarea, îți este recomandată sarcina ușoară, cu toate că ți este recomandată exercitarea zilnică a exercițiilor fizice. Destinul și norocul Ursitoarele ți-au hărăzit o natură independentă, încrezătoare în sine și ambițioasă. Totul în viața ta va fi, sâișuri și coborâșuri, mulți dușmani invidioși și secrete care vor lega intrigi, o abundență de burfe, viața va fi turbulentă și viguroasă. Dar puterea, magnetismul, farmecul puternic, cu care ești înzestrată de la naștere de ursitoare, te vor ajuta să supraviețuiești în furtunile de zi cu zi. În orice activitate te așteaptă un succes meritat. Tu poți, după ce ai depășit toate obstacolele, să atingi bunăstarea și prosperitatea. Mai ales cu succes te poți manifesta în muzică, literatură, artă. Sfaturi pentru tine. Tu nu ești înclinată să arunci bani pe gârlă. Tu iei întotdeauna în considerare greșelile tale și nu le repeți din nou. Folosind experiența ta ca o armă, tu combini practicitatea cu uimitoarea ta intuiție care te conduce literalmente prin viață. Dacă circumstanțele vieții interferează cu realizarea obiectivelor tale, tu, considerându-le ca semne și instrucțiuni de sus, îți schimbi scopurile și poți face ceva complet diferit de prima lucrare a vieții. Tu îți planifici întotdeauna acțiunile și ai un plan de rezervă în caz de retragere de urgență. Când ajungi la dorință, îți stabilești un nou scop și nu te simți niciodată în afara muncii. Situațiile disperate nu sunt recunoscute, dar, după cum am menționat mai devreme, tu poți să te abați și să schimbi drastic întregul plan. Este important ca tu să păstrezi actele frivole în relațiile personale și să asculți vocea ta interioară. Datorită dorințelor oamenilor grași trebuie să fii atentă, să o cotește-te cu ei și nu uită de încredere. Dacă asculți cu atenție punctul de vedere și sfatul fiecăruia dintre prietenii și colegii tăi, vei deveni rapid favorita lor. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea? chiar tu însă nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fie onorată cu daruri în Darul, înfășurat în tonuri de violetiri, iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruiri, de, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile? cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu marim sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi iar stelele doar ne vor ajuta acest este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale